Față de anii trecuți, ocuparea forței de muncă din câmpul lung înregistrează un trend ascendent. Prin realizarea unor mici întreprinderi, în special în domeniul componentelor auto, numărul celor care se află în plată la AJOFM Câmpul Lung este în scădere. În ajutorul șomerilor vin și cursurile de calificare-recalificare, pe care instituția amintită le organizează în fiecare an. Începând din data de 9 februarie, a demarat cursul de coafor, manicurist, pedicurist și înfrumusețare cu o durată de 6 luni. Alte cursuri care vor demara în curând sunt de operator PC, lucrător în comerț, administrator pensiune, ospătar și bucătar. În funcție de specificul acestor cursuri, durata lor este cuprinsă între 3 și 6 luni. De menționat este faptul că se pot înscrie toți cei care sunt în evidența agenției sau primesc ajutor de șomaj. Toate aceste cursuri sunt gratuite. Tot pentru anul acesta, agenția s-a acreditat pentru două noi meserii, meseria de montator sub ansamblu auto și îngrijitor persoane la domiciliu. Așteptăm persoane interesate care doresc să participe la aceste cursuri. Încă o veste bună pentru șomeri este aceea că în curând se va implementa sistemul de plată a indemnizației pe card. Odată cu acest sistem informativ, se va uita de coada infernală care există în această perioadă la agenție, putând încasa banii mult mai lejer prin noul sistem. În prezent, AJOFM Argeș beneficiază de un sistem informatic funcțional, dezvoltat pentru a asigura mijloacele necesare pentru emiterea, înregistrarea, stocarea, gestionarea și raportarea informațiilor referitoare la plata indemnizației de șomaj de către beneficiari.